Salut! Producțiile turcești, în special serialele, tot mai mult acaparează pozițiile de top în cinematografia contemporană. Și nu este de mirare, deoarece acestea devin din ce în ce mai calitative și nu cedează cu nimic proiectelor lansate la Hollywood. De obicei, peliculele turcești ne prezintă istorii complexe cu numeroase fire narrative și o distribuție ce bucură ochiul. Și desigur, toate sunt despre dragoste. Reciprocă sau nu, veselă sau tristă, dar întotdeauna adevărată. Dacă ești pasionată sau, de ce nu, pasionat de seriile turcești, acest top este special pentru tine. Deoarece astăzi vreau să-ți prezint cele mai bune producții din anul 2020. Rămâi cu mine până la sfârșit și sunt convins că vei găsi o istorie perfectă pentru tine. Deci, să începem! Iubirea, curs pentru începători. Este o comedie romantică. Istoria prezentată în acest serial începe acum 25 de ani. În centrul atenției se află un grup de adolescenți nonconformiști care învață la liceu. Frumoasa perioadă de maturizare va aduce în viața lor prima dragoste și va pune temeliile prietenii adevărate. Elevii se atașează mult de diriginta lor, în care mereu pot găsi un sprijin. Curând liceul primește ordin să transfere profesoara în altă școală. Din frica să nu rămână fără o crotitoarea sa, adolescenții încearcă să găsească o soluție pentru ca frumoasa dirigintă să rămână în liceul lor. Dar ce motiv poate fi mai întemeiat decât dragostea? Și elevii încep să caute candidatul potrivit care o va convinge pe profesoară să refuze la transfer. Și se pare că proful de educație fizică pe deplin satisface cerințele căutate de adolescenți. Însă situația se schimbă atunci când apare logodnicul dirigintei care dă peste cap planul ingenios al elevilor. Totuși tinerii nu se lasă așa de ușor, deoarece sunt convinși că profesorul de educație fizică este o variantă mai bună. Viața nouă. Adem este un fost militar care a fost nevoit să se pensioneze. Acum, el va trebui să reia totul de la zero. Să se obișnuiască cu viața civilă, dar și să-și găsească o slujbă pentru a întreține soția și fica. Curând, Adem reușește să se angajeze ca bodyguard la o familie înstărită. Sarcina lui este să o apere pe Yasemin, nevasta unui afacerist. Această funcție îi pare floare la ureche în comparație cu trecutul său militar. Însă pe protejata sa deloc nu o încântă faptul că bodyguardul o urmează la orice pas și ea încearcă să convingă soțul să-l concedieze pe Adem. Și dacă inițial relația dintre Adem și Yasemin este tensionată, pe măsură ce se cunosc mai bine, se îndrăgostesc. Totuși, realitatea îi coboară cu picioarele pe pământ și cei doi înțeleg că relația dintre ei este imposibilă. Ea îl are pe soțul plicticos, dar crunt și răzbunător, dar el o are pe soția mercantilă și fiica adorabilă. Însă aceste argumente vor fi suficiente pentru a potoli flacăra ce s-a aprins în inimile celor doi. Baraj. Nazim și Nehir fac cunoștință pe una din rețelele sociale și curând, după zile de trândăveală nevinovată, relația amicală se transformă în ceva mai mult. Dorind să treacă la următorul nivel, tânăra îi trimite lui Nazim fotografia sa, cerându-i să facă la fel. Însă din teamă că cicatricile respingătoare de pe fața sa o vor dezamăgi pe frumoasa Nehir, bărbatul îi trimite fotografia lui Tariq, un cunoscut de-al său, un tip simpatic și fustangiu incurabil. Pozele primite nu o satisfac pe deplin pe Nehir și tânăra insistă ca ei să se vadă în realitate. Prins în capcană, Nazim îl roagă pe Tariq să ia locul său pentru un timp și cei doi se întâlnesc cu Nehir. Aceasta fiind dusă în eroare de fotografiile văzute, îl recunoaște pe Tariq drept persoana cu care a corespondat. Dar tânărul nu este deloc împotrivă să prelungească această întâlnire. Acum Nazim, victima a propriei minciuni, este nevoit să urmărească de departe comunicarea dintre cei doi. După această întâlnire, relația continuă în mediul virtual și cu timpul tânăra înțelege că bărbatul cu care s-a întâlnit nu este cel cu care a vorbit pe internet și apare pe nepusă masă la locul de muncă al lui Nazim. Moștenirea.
Eroul principal Yaman a avut o copilărie deloc fericită. Lipsurile și durerea prin care a trecut l-au transformat într-o persoană puternică și perseverentă. Aceste calități l-au ajutat să pornească propria afacere și să devină un om respectabil și bogat. După moartea tatălui, Yaman își asumă grija pentru rudele sale și devine capul familiei numeroase. Toate încercările prin care a trecut au întărit inima tânărului bărbat și el s-a închis de orice sentimente romantice. Unica ființă care îl sensibilizează este nepotul său Yusuf, băiatul de 5 ani care a rămas orfan și plasat sub tutela lui Yaman. Însă relația dintre unchi și nepot nu este chiar așa de însorită, deoarece unica persoană în care copilul are încredere este sora mamei sale, mătușa Seher. Pentru a-și bucura nepotul, Yaman o invită pe Seher să locuiască în casa sa, aproape de Yusuf. Apariția tinerii frumoase și modeste îmbunătățește starea băiatului și cu timpul Yaman înțelege că începe să simtă ceva ce nu a cunoscut până acum. Vino și iubește-mă! Bahar a fost crescută de mama sa și niciodată nu și-a văzut tatăl. Deja mare, tânăra află că părintele ei este Barlas și dorind să-l cunoască, vine la oficiul acestuia. Indignat de apariția tinerei, care de fapt este copilul său nelegitim, proaspătul tătic o alungă. Dezamăgită de astfel de primire, Bahar se ascunde pe acoperișul clădirii în care se află biroul tatălui ei. Aici tânăra face cunoștință cu Murat, unul din partenerii lui Barlas. Ieșind din clădire, Murat a observat-o pe Bahar și crezând că aceasta vrea să sară de pe acoperiș, a venit ca să o oprească. După o scurtă convorbire, Murat rămâne impresionat de această tânără energică și nesăbuită. Și Bahar nu rămâne indiferentă, găsind în Murat imaginea protectorului care așa de mult îi lipsea în copilărie. Însă între cei doi, în afară de sentimentele frumoase care încep să se nască, mai sunt soția și copiii lui Murat, dar și diferența de 20 de ani. Pasărea de smarald. Zumrud este o tânără din familie săracă. Ca și o bună parte din locuitorii din împrejurim, Zumrud lucrează la fabrica familiei de Mirkanlar. Aici tânăra face cunoștință cu Serfat, moștenitorul familiei care muncește de rând cu lucrătorii simpli pentru a căpăta experiența necesară la conducerea afacerilor familiale. Între cei doi începe o relație, însă la moment tinerii doresc să o păstreze în secret. Peste puțin timp, Serfat pleacă la armată și la una din misiuni, trupa acestuia este atacată, dar Serfat este considerat decedat. Neștiind nimic despre relația dintre Zumrud și Serfat, părinții tinerii pun la cale măritișul acesteia cu un lui Serfat. Inițial, Zumrud este împotrivă, însă aflând că iubitul său a decedat, dar căsătoria va îmbunătăți considerabil situația financiară a familiei, tânăra cade de acord. Dar de aici va începe partea cea mai interesantă a istoriei, care o vei afla singură sau singur, din serialul Pasăre de Smarald. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-a lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Pe curând!